Odată cu înaintarea în vârstă, reumatismul devine o afecțiune tot mai des întâlnită, iar durerile se intensifică pe timpul iernii. Astăzi discutăm pe larg despre aceste boli de oase și l-am invitat în platoul știrilor pe doctorul Mihai Râșcu, medic primar ortopedie și traumatologie sportivă. Bună dimineața și bine ați venit la noi! Bună dimineața, bine v-am găsit, mulțumesc pentru invitație! Noi vă mulțumim! Aș vrea să ne explicați în primul rând ce este reumatismul cum apare, cum îl diagnosticăm, ce simptome avem. Pentru că eu cred că de foarte multe ori tindem să-l și confundăm cumva cu alte simptome. Reumatismul este practic un termen general care cuprinde mai multe afecțiuni precum artroza sau osteoartrita, precum poliarta reumatoidă, reumatismul articular acut, Practic, o varietate de afecțiuni reumatologice. Dar cea mai frecventă, cea care ne creează cel mai des probleme, este artroza articulaților. Artroza înseamnă degradarea articulației, degradarea cartilajului articular. Cartilajul este capătul osului. Dacă ne imaginăm o, un copan de pui, o, o pulpă de pui, la capătul osului există un cartilaj care este bun de mâncat. Acela, acela, de fapt, este cartilajul și seamănă cu cartilajul uman. Acel cartilaj, cu timpul, se degradează, se subțiază până când dispare complet. Și atunci vorbim de o artroză în stadiu avansat. Cum ne dăm seama că suferim de această afecțiune? Adică, ce simțim? Care sunt simptomele? În primul rând, încep să apară dureri. Artroza este o afecțiune care apare mai frecvent la nivelul membrelor inferioare, fiindcă acolo avem greutatea corpului, acolo practic sunt articulațiile care suportă presiune mare în decursul vieții. Ne dăm seama, în primul rând, prin durere, prin o durere constantă, că așa mai apar dureri trecătoare, diverse inflamații de tendoane, dar o durere care persistă și în special la mers, când artroza avansează, poate să apară limitarea mișcărilor, poate să apară uh, redoarea articulară, îi spunem noi. Uh, uneori și edemul articular, acea apă la genunchi. Foarte multe persoane, foarte mulți dintre pacienții mei se sperie de apă la genunchi. Apa la genunchi nu este o boală. Apa la genunchi este o consecință a unei boli. Reprezintă edemul, lichidul intraarticular care apare automat în cazul unei artroze, în cazul unui reumatism articular acut. Deci este, așa cum le explic eu pacienților, este reprezintă de fapt plânsul genunchiului. Deci nu este o boală, am o apă la genunchi. Deci Este o consecință a ceva. Care ar fi primul pas? Ce trebuie să facem? Ce analize? Cum procedăm? Când avem acest reumatism, acest, când apare o durere, pentru a vedea exact despre ce este vorba. Dacă, așa cum spuneam, dacă este o durere care persistă mai mult de câteva zile, atunci trebuie să ne prezentăm la medic, la medic reumatolog, la medic ortoped, unde pacientul va beneficia de o examinare clinică pentru a ne da seama exact ce anume doare, că la nivelul unei articulații pot să existe mai multe cauze de durere. În momentul în care avem o suspiciune de diagnostic, îi recomandăm pacientului. Dacă, dacă este doar la nivel de suspiciune Clinică, recomandă pacientul Să facă o investigație imagistică Și anume un remene Dacă ne interesează să vedem Și părțile moi, fiindcă RMN-ul Este investigația care ne permite Să vedem leziuni de menisc Să vedem leziuni de ligamente Leziuni de tendoane Putem face o radiografie Prin care putem vedea Dacă articulația s-a stricat Dacă e vorba de artroză, avem niște semne indirecte De artroză o ecografie putem face. De sunt destule exact. investigații care pot să arate exact ce problemă avem. Exact. Știm că iarna, durerile de articulații sunt mai apăsătoare. Ne-ați adus acolo și două mulaje. Uh, iar... Explicați-ne despre ce este vorba. Acesta este un genunchi. Partea din față portocalie este vorba de, îi spune, mecanismul extensor. Este cel care, practic, din poziția de flexie, îndreaptă genunchiul, deci ne ajută face extensia, ne ajută să facem pasul la mers sau să ne ridicăm de pe scaun. Genunchiul e o articulație complexă, cartilajul este, se află la capătul osului, avem în interior ligamentele încrucișate și foarte cunoscutele meniscuri, de care sunt convins că a auzit toată lumea, care sunt de fapt niște garnituri care au rol de amortizare a șocurilor la mers. În artroză, cartilajul începe să se subțieze, așa cum spuneam, și până când dispare complet. În artroza avansată, durerile sunt atât de mari, nu mai răspund la niciun tratament și atunci este nevoie de proteză de genunchi. Vremea rece, există un echilibru între presiunea atmosferică și presiunea din interiorul articulației. În artroză, presiunea din interiorul articulației se modifică și atunci schimbarea presiunii barometrice uh, modifică sau, mă rog, influențează presiunea din genunchi și începe și să genereze durere. Exact, să genereze durere. În plus, uh, toată articulația este băgată într-o pungă, într-o capsulă articulară tapetată pe interior de un țesuc, se numește țesuc sinovial. Acesta este responsabil de producerea lichidului articular bun, care realizează lubrifierea și care începe să dispară odată cu intrarea la menopauză și atunci frecarea se face fără acel lichid și este favorizată apariția artrozei. Deci vremea rece influențează partea de durere, de, de inflamație din, din articulații. O curiozitate, acel lichid se poate reface, se poate uh, reașeza acolo eventual printr-o infiltrație? Există această posibilitate? Da, este unul din, din tratamentele posibile. Există o infiltrație care. Există un tratament pe bază de acid hialuronic, de injectare cu acid hialuronic. E un tratament foarte vechi, 30-40 de ani. Uh, are rol mecanic, practic înlocuiește uh, lichidul pe care uh, acel țesut sinovial nu mai este capabil să l producă. Uh, acest lichid din păcate se absorbe ușor ușor pe, prin, uh, pe la nivelul cartilajului rămas, de aceea trebuie repetat anual. Se face o singură injecție pe an, este o injecție în principiu nedureroasă, se face cu anestezie locală, nu necesită o imobilizare după, poate o reducere a efortului pentru 24-48 de ore iar ca tratament pentru artroză, în afară de această infiltrație cu acid hialuronic, dacă depistăm o artroză la început sau o artroză medie, mai există tratamente regenerative care sunt din ce în ce mai bine văzute în lumea medicală. Și anume un tratament pe bază de PRP, sau infiltrație cu plasmă, se ia sânge de la pacient, se centrifughează, se extrag uh, trombocitele care conțin factori de creștere, conțin acele celule care se ocupă de reparație normal și se injectează în zona cu probleme. Iar uh, mai nou se, folosește, se folosesc tratamente cu celule STEM, uh, luate din, de la nivelul grăsimii din, uh, de la abdomen, din os sau, mai nou, din cartilajul urechi, se prepară și se injectează în, în articulație. Acestea fac, fac parte din tratamente regenerative. De la ce vârstă poate să apară această problemă? Și dacă aveți și pacienți foarte tineri care vin uh, cu astfel de probleme? În general, artrozele apar fie în cazul în care au existat niște leziuni precedente, de exemplu, o leziune de ligament încrucișat netratată, neoperată. Aparută la o vârstă tânără, duce în aproximativ 10 ani, chiar dacă nu se, pacientul nu practică un sport de performanță sau sport în mod cursiv, repetat, poate să apară, adică apare în mod sigur partea de artroză. De aceea, artroza, în general, este apanajul vârstei a treia, dar la pacienți cu leziuni traumatice în tinerețe, cu fracturi, cu leziuni de ligamentare, leziuni meniscale netratate sau tratate prost, uh, vor duce la apariția de artrozei. Deci artroza poate să apară inclusiv la pacienți tineri și, din păcate, la pacienți tineri, dar într-o artroză avansată, nu avem prea multă variante decât proteza, care are o durată de viață limitată. Proteza înseamnă, practic, schimbarea completă a articulației. Au o durată de viață limitată, media de 12-14 ani, și atunci, cu cât pacientul este mai tânăr, cu atât este nevoie să, punem, să, să intervenim chirurgical de mai multe ori. O altă boală a oaselor, osteoporoza, vă rog să ne spuneți când apare ea și cum o diagnosticăm, cum poate fi diagnosticată. Osteoporoza, ca și artroza, sunt, fac parte din grupul rozelor, dar nu sunt niște roze plăcute. Osteoporoza reprezintă fragilitatea osoasă. Practic, osul începe să se subțieze. Osul este ca un burete care devine din ce în ce mai subțire și crește riscul de fractură la traumatisme minore. Fracturile osteoporotice, din păcate, sunt niște fracturi care nouă ne creează nu ortopezilor, ne creează foarte mari probleme, fiindcă în timpul intervenției chirurgicale, în momentul în care încercăm să reparăm de multe ori osul se rupe în și mai multe bucăți și uh, intervenția devine din ce în ce mai dificilă. Consolidarea merge greu. Um, deci osteoporoza poate să ajungă într-un stadiu avansat o problemă reală atât pentru pacient cât și pentru medic. Și ce ar trebui să facem pentru a nu ajunge într-o asemenea situație? Odată cu intrarea în o pauză, trebuie verificată printr-o investigație care, care se numește osteodinstometrie DEXA. Prin care vedem stadiul osteoporozei. Există mai multe stadii, există stadii incipiente de osteopenie, se numesc, sau un stadiu de, de osteoporoză deja instalată. Pentru fiecare stadiu există tratament specific. În principiu, ar trebui, mai ales în, vremea, în perioada verii, primăverii, verii, to toamnei, când vremea este frumoasă, să stăm cât mai mult să ne expunem la soare, care ajută la sinteza vitamine D. În timpul, în vremea întunecată, când, când nu este atât de mult soare, putem să luăm suplimente care să conțină vitamina D și calciu. Asta pentru stadiile incipiente. În stadiile avansate se, aso se asociază anumite tratamente specifice. Ar mai fi fost foarte multe de discutat, așadar vă mai aștept pe la noi și cu alte informații prețioase. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezența în jurnal. Și vă Eu mai mulțumesc pentru invitație.